Începe deosebită emisiune. Bă, băiatul, așa cum spuneam de fiecare dată, știți că am avut la Republica azi o campanie îndelungată cu privire la culturile de toamnă. Dar nu acelea convenționale pe care le cunoaștem foarte bine, adică nu băgăm porumbul în hambar, nu băgăm grâul unul om mai băga, ci alealtele culturi, alea pe... adică cea de cannabis, cultură de cannabis descoperită de data aceasta, ascuns și la umbra falnicilor brazi într-o pădure. Două persoane arestate. Vă mai aduceți aminte când făceam noi materiale aici la prea și frumoasa și deosebita emisiune și vorbeam noi cu anumite persoane pe balcon, de exemplu, sau în olița copilului. Aveau niște plăntuțe din astea. Plăntuțile astea, care seamănă ele așa cu niște... Mă, cu ce seamănă astea? Cu? Cu nepă. Cu nepă, da. Mă rog, seamănă, bravo, uite. Operatorul nostru Daniel a fost pe fază, eu vreau să zic altceva, că seamănă, mai semena cu o plantă, cu rostopasca, cred nu, cred că bat câmpii. Mă rog, seamănă ele cu ce seamănă. În continuare sunt cultivate de către persoane certate cu legea. Ce vă spuneam eu, măi? Nu faceți așa ceva acasă. Punct. Hai să vedem. Ia uite, e pe scurt, așa? Articolul este extrem de scurt, ca nu care cumva să vă plictisească și să vă obosească ochii. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița alături de procurorii DICOT au descoperit o cultură de cannabis într-o pădure din apropierea localității Uliești. Două persoane de 35 și 36 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzate de trafic de droguri de risc. În urma acțiunii au fost confiscate 150 de plante de cannabis și echipamente pentru supraveghere și irigare, că de să nu se usucă planta. La domiciliul unuia dintre suspecți a fost găsită o altă cultură de 30 de plante. V-am explicat, fac oamenii ăștia pe unde pot. Care pe balcoane, care pe ghivece, care pe curți. Au dat la o parte pepenii, lubenițele, că a trecut timpul, au lepădat și porumbul că oricum nu s-a făcut grâul și au băgat cu cannabis. Astea toate sunt pe succes. Nu faceți așa ceva acasă. Ce s-a întâmplat? Vrei să zici ceva? A, face un semn obscen, colegul în spatele camerei. Nu obscen, nu înțelegeți greșit. E un semn de pipa păcii, dar nu așa ceva. Nu faceți așa ceva acasă. Nu faceți abateri de la lege. Pam, pam. Bun, deci v-am zis și cu această cultură de toamnă. Avem pentru dumneavoastră mai multe informații. Haideți, domne, să zicem și cu motive de sărbătoare. Iată că... Dane, dacă vrei poți să-mi... execuție această informație așa pe tot ecranul ca să-i aplaudăm, nu eu, dumneavoastră acasă, că eu din lipsă de logistică nu pot, pe salvatorii noștri prahoveni, o parte dintre aceștia, și ne referim aici la, iată, Smurd, Prahova, stați un pic acum se dă, care marchează 16 ani de salvare de vieți. Smurd Prahova, serviciul Smurd, a fost un serviciu îndelung contestat la început, dar într-adevăr salvatorii sunt cei care ajung de multe ori, poate mai repede în funcție de area lor de acoperire, și ne salvează pe noi. Le mulțumim salvatorilor Smurd din Prahova și din toată țara, le urăm multă sănătate și la mulți ani, că iată 16 ani de salvare de vieți, într-adevăr au reușit prin acest sistem să facă lucruri și să aducă un beneficiu. Nu uităm intervențiile elicopterelor Smurd, ale pompierilor pe motocicletă, care ajung mai repede la fața locului dacă persoane au nevoie de acest lucru. Așadar, uite, zic și aici pentru TikTok, la mulți ani Smurd Prahova pentru cei 16 ani și mulți alții înainte, să vă dea Dumnezeu sănătate ca pentru noi să fiți la fel de benefici și să ne ajutați. Bun, hai să vedem și câteva informații. Serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare Smurd. Vedeți ce înseamnă Smurd? Că eu, adică toți am rămas cu Smurd. Mai știți ce înseamnă Smurd? Servici, poftim? Serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare. Deci asta înseamnă Smurd? P
pentru cei care nu știau, sărbătorește 16 ani de activitate dedicată salvării de vieți. De-a lungul acestor ani, medici, asistenți medicali, pompieri, paramedici și piloți au coborât neîncetat pentru un singur scop, protejarea și salvarea cetățenilor în situații critice. Cei 34 de ani de experiență ai SMURD la nivel național sunt o dovadă clară a importanței acestui sistem care continuă să se dezvolte și să își îndeplinească misiunea nobilă. La mulți ani tuturor salvatorilor care și-au dedicat viața în slujba semenilor, la mulți ani medici, la mulți ani pompierii din cadrul detașamentelor de pompieri din toată țara care sunt înrolați în această misiune nobilă și la mulți ani nouă tuturor, să fim sănătoși! Yay! Unde e masa, dansul, că știți acum am zis, dar când să mănâncă, când să bea, vreau să știu. Bun, mergem mai departe în deosebita emisiune și dacă vreți să rămânem tot pe idei românești, nu neapărat că ar fi smurdul o idee 100% românească și cred că înțelegeți de ce, dar la noi în România, ce poate mă românul să facă mai bine? Nefăcute. Ce poate lasă românul? Fiți răutăcioși. Ce poate să facă statul român în perioade de ananghie, când e cu cuțitul la oas, cum se zice, și așa mai departe. Păi, face achiziții pe care apoi le lasă de izbeliște. De ce zic eu că statul face achiziții și după aceea le lasă de izbeliște? Mă, nu-ți răutăcios să ziceți, băi, Georgescule, ești tot timpul așa cu nodunoase, comentezi tot timpul. Păi vă spun de ce. ETC scrie la ziar, scriu colegii de la Republica News, tabletele cumpărate în pandemie pentru școlile românești subutilizate și acum abandonate. Subutilizate? Am crezut că sunt subnutrite, că n-au mâncat și ele nicio informație dacă n-au fost deschise. Hai să vedem despre ce se va iauta să ieși ce frumos. Tabletele frumos puse la locul lor, neutilizate, nefolosite. În perioada pandemiei, autoritățile române au investit peste, atenție, 50 de milioane de euro. A, nu, stăți că aici nu. Așa. A, bun. În achiziția de tablete pentru școlile din țară. Cu toate acestea, majoritatea acestor dispozitive au fost returnate și puse deoparte după terminarea școlii online, fără a mai fi utilizate la orele de curs. Păi lasă-le, domne, acolo la murat, că dacă mai avem nevoie mai târziu de ele, păi după aia le luăm stricate sau utilizate prost. Și avem și exemple. De pildă, în Iași au fost distribuite 20.000 de tablete, dintre care 200 au fost defecte din start. Hello! Echipa de recepție! Ați dat voi un power să vedeți acolo ce? Nu. Bun. Reparația acestor dispozitive nu a fost inclusă în bugetele școlilor. Reparația acestor dispozitive nu a fost inclusă în bugetele școlilor. Deși am câteva, uite câtea, nu multe, studii în domeniul economiei, aș putea să fiu chiar și fără nicio clasă. Cât să vă spun despre faptul că aceste 200 de tablete defecte din start ar fi trebuit returnate. Aha. Și atunci, și ce credeți? Păi n-ar mai fi trebuit unitățile școlare să aibă buget pentru reparații. Cum să repari un produs pe care l-ai achiziționat la prima mână, adică ia banul, dă-o tabletă. Tu ai dat banul, ți-au dat tableta. Și te uiți la tabletă și zici, wrong, nu merge. Aolo, n-am bani să le repar. Păi le dai retur să-ți trimită de-alea bune. Dar probabil dacă ele au fost folosite 3 ani mai târziu, că nu s-a îndeletnicit nimeni să le deschidă. Adios, amigos, garanție. Și după aia ziceți voi, mă, că e Georgescu rău când spune că unii sunt absolut incompetenți. Unii, n-am zis cine. Bă, unii așa în general, știți cum e. E vorba aia românească, în orice pădure există și uscători.
Ce ziceți de ideea mea? Bun, ia să vedeți aici. Reparația acestor dispozitive, vă spuneam, nu a fost inclusă în bugetele școlilor, iar multe dintre ele au ajuns să fie întoarse în inventar. Un părinte a relatat cum a primit o tabletă, dar nu a reușit să se conecteze niciodată la internet și a fost nevoit să o returneze fără a o folosi. Acum sunt două situații ipotetice. Părintele ori nu a știut să folosească Wi-Fi-ul sau datele mobile, dacă, sau să înțeleagă că trebuia să introducă o cartelă, fie ele aveau niște erori din soft care nu permiteau conexiunea la internet, ceea ce este grav, extrem de grav. Pentru că atunci când achiziționezi de 50, stai să vedem, ia, unde era? Unde? Aci. De 50 de milioane de euro, vi le dau cu albastru. Peste 50 de milioane de euro. Ban, tată. Ban, tăticule, 50 de milioane de euro și luăm chestii stricate. Statul, băi, băiatule, statul de drept, cum zic unii, adică nu așa. Revenim la subiectul nostru. Ia să vedeți. Băi, n-am citit articolele, pe Dumnezeu martor, puteți să mă credeți sau nu, că eu nu am timp să citesc și nici nu fac cumva așa o legătură a subiectelor de dinainte, ci pur și simplu, Doamne, Doamne, vrea să mă ducă biblică să le fac în timpul emisiunii sau, mă rog, atunci când se poate. Dar am zis eu, mă, am zis la începutul emisiunii și poate ar fi zis lumea. Oh, ia uite, Dumnezeu, ce zice, deci, uite și tu cum bag așa de la el și înjosește anumite organisme ale statului. Ia uite ce zice aici. În plus, de frică să nu deterioreze echipamentele în vacanță, alte mii de tablete au fost depozitate, rămânând nefolosite. Românesc. Ca murătura. Știți? Mai departe. Cu toate acestea, acum elevii sunt anunțați că vor susține teste online. Iar părinții trebuie să găsească soluții alternative pentru a le oferi dispozitivele conectate la internet. Mă, dacă ne dădeam noi mari în perioada pandemiei, că nu știu ce procent, aproape de 100%, bă, băiatule, avea tablete pentru a muta cursurile școlilor în online, să viu eu acum să vă dau peste obrăjori și să zic, domne, de ce ați mințit? Că dacă le luați de la elevi cărora le oferiți să răți tablete acasă, băi, copii, sale școlii, dați-le în dărăt, în afară de alea care au fost date elevilor, direct elevilor, că le băgăm la dosit, dar vine școala și ne ocupăm de ele. Nu știu, le folosim la o... să le facă cumva o variantă la școli, să zică, uite, vă arăt ceva și toată lumea, intrați pe site-ul respectiv și ne uităm toți la același loc. Nu. Acum părinții trebuie să găsească această soluție pentru că vor fi teste online. Bună dimineața, Ministerul Educației, bună dimineața, Merc, bună dimineața, doamna ministru, bună dimineața, domnilor secretari de stat, bună dimineața, domnilor angajați care vă învârtiți cu trei făi pe acolo, hello, de aici, dișa, de la Ploiești, vă întrebăm ce ați făcut cu tabletele, că vin copiii să dea cursurile online și poate părinții n-au și ei bani, că ce să credeți? Este treabă cu problemă, cu de-astea fiscală, economică, problem, ce facem? Ce știm mai bine? Dăm de gard cu totul. Aia. Bun. În total, ia să vedeți. Guvernul a achiziționat 250.000 de tablete, iar primările locale au adăugat peste 100.000 de echipamente, reprezentând o investiție de aproximativ un sfert de miliard de lei. Hei, de capul satului, bă, băiatule, bă, că mă ia cu rău. Păi și cu toate aceste investiții, noi spunem acum, în era digitalizării, când suntem extrem de ferți pe tot ce înseamnă online și de aplicații buni și de digitalizări ale sistemelor, dând primării, dând instituții, dând peste tot,
Să spunem că noi avem tablete, niște unele stricate, altele nefolosite, altele dosite și așa mai departe. Băi, păi suntem noi oameni serioși în sine? Să avem noi, iată, un sfert de miliard de lei investiți în tehnică, 250.000 de tablete la care s-au adăugat alte 100.000, adică 350.000 de tablete. Făceam, bă, băiatule, o autostradă, aia București-Brașov, că ne ieșea dacă le puneam cap la capă toate. Și acum, ia uite, din păcate majoritatea acestor tablete nu au fost utilizate decât pentru o perioadă scurtă, după care au devenit inutile din cauza expirării abonamentelor de internet și a uzurii fizice. Ce, mă? Au expirat abonamentele și nu se poate, mă, pentru elevii români să se găsească o colaborare cu firmele în domeniu, să le ofere gratuit sau, mă rog, să subvenționeze prețul plătit de către unitățile de învățământ să aibă. Cum adică din cauza abonamentelor de internet? Întrebare. Întrebare. Că se necesită, se impune o astfel de întrebare. Dacă aceste tablete, device-uri se folosesc în școli. Acum. Sau le mai dă copilor acasă, care mai toți aproape au Wi-Fi-uri. Și la școală Wi-Fi, mărești raza, nu le pot folosi acolo. Și auzurii fizice, păi, acum cine le-a scăpat, le-a trântit, le-a spart, problema lor, plătesc, știi cum e? N-am ce să zic. Dar cât de mult să se uzeze, bă, băiatule, de când a început pandemia până acum? Că dacă nu mă înșel, avem în mai multe unități de învățământ din România calculatoare de seamă cu mine. A? Și pe alea nu le-ați mai da bre la casat, că n-aveți altele. Oare mă întreb eu, așa, nostalgic zic, la economia înfloritoare de altă dată, câți bani s-or fi cheltuit, bă, băiatule, pe acordarea de contracte de acest fel, pe nescaiva la băieți care au lucrat frumos, ca să avem, nu-i așa, tablete în perioada pandemiei, când eram ferți pe tehnologie și pe cursurile online. Acum le mai avem, le-am, care le-ați luat, mă, și le-ați revândut, mă? Și v-ați luat bani pe ele că le-ați dat la casa. Ziceți drept de aici! Băi, băiatule, de o penibilitate mai mare acest sistem vârât către ochii și îndesat pe gât românului, nu cred că există. Da. Ia că mergem mai departe. Ministerul Educației a cedat proprietatea echipamentelor către școli, iar unele instituții au decis să le ofere elevilor. Însă utilizarea acestora depinde de implicarea profesorilor. Corect. În timp ce unele școli continuă să folosească tehnologia în procesul educațional, mulți elevi, precum Nora, care este în clasa a patra, zici că ea nu are mere din manualul de matematică, au rămas fără acces constant la echipamentele necesare studiului. Aolo, Nora, dar de ce drag? Ai rămas fără internet acasă? Acces constant. Cât de greu este, mă, să plătim niște abonamente? Da, alea dădeau la companiile alea, dădeau cu un euro, doi acolo. Cât dădeau, mă, pe internet? 2 euro, 3 euro. Cât sunt, mă, 3 euro? Aproape 15 lei? Păi, bă, dacă ne-am înscrie pe o listă și am zice, băi, Gheorghe, Georgescule, bă, vrei, mă, să faci un bine? Ia zi, mă, da. Bă, fii atent că ți-o prezi din abonamentul tău 15 lei. Ca să-i dau lui Nora internet. Și după aia zi, mă, Dan Aldea, să opriți, mă, și de 15 lei îți bag la abonament să-i dai și tu lui Vasilică, de nu știu unde. Da, frate, că ajuți un elev la școală. A, bun, pă, carteluța lui acolo, în tabletica lui. Și după aia îl mai luam și pe Dimache, îl trezea repede, că el clar dormea,
zic de ăsta micul din regie, și zicea, băi Dimache, mă, tu cum ești cu banul pe tine, cu alea, te duci la sală, ai tragi de fiare, ai cu praful, cu alea, ca să te faci bine. Dă mă, ești tu 15 lei, ești tu mai puține de alea, cum se numesc, să te umfli artificial. Să dai la un copil să beneficieze și el de internet. Da, ar fi vrut, dar am fi convins noi, nu e asta o problemă. Păi și uite așa, dacă ne aduce un pic, apoi facem noi un proiectel ăsta, că v-am zis eu că eu nu mai diger așa proiectele din alea când, în care luăm noi bani de la fonduri europene, scoatem niște pliante și dăm niște agende și inscripționate cu proiectul și niște pixuri și trei stick-uri de alea. Băi, lăsați prostiile, mâncava-l tata, că uite, Nora, din exemplul nostru, dar ci nu are, uite, că scrie, uite. Așa, mulți elevi, precum Nora, care sunt în clasa a patra, au rămas fără acces constant, na, în echipamentele de studiu. Păi, eu cred că dacă ăștia care, nu că suntem noi niște avuți, bă, dacă merge ceva, bă, îți bag la abonament 15 lei, să-i dau unui copil amărât internet. Să studieze, frate, să ajungă ceva în viață. Da, frate, ia 30, că poate unii avem vicii, poate ceva și oricum se duc papa zâmbetului, ca să zic așa. Că-l mai știți că vi l-am arătat pe la micu. Pe Marcelo. Mă, și ia faceți, mă, niște proiecte de-astea. E că simple, mă, așa-ți dă tălâmbenia tălâmbenilor. Deci, nu mai avem... Deci avem niște tablete care parcă sunt stricate, care parcă au venit defecte fix în momentul în care au ajuns. N-am avut pe ce. Cine să știe, mă, să le dea retur, să zică, băi, schimbați-mi la 200 tablete. Cine, mă, la minister sau în învățământ, ai, de bă, că oamenii au treabă, mă, nu se preocupă ei de treburi de-astea pentru eu. Adică nu mai au copii tablete. E, na, păi da, eu ce să fac acum? Eu am avut treabă, am avut de plimbat, m-am plimbat la doamna ministru 4 foi, no. Ha? Dar nu, am făcut după aia proiecte, dar deci această proiectă pentru, eu nu le mai diger, ca să nu mai zic halesc, că e limbaj de ăsta, cum ziceți voi, licențios, nu? Trivial, da, da, da. Așa, pe aia care zic, deci, domne, facem un proiectel așa, cu bullying-ul în școli. Mami, și deci facem noi așa, îi chemăm pe copii și învățăm noi cum să nu facă bullying și vin profesorii și orică, unii, deci nu toți, și orică sau zică, ce face Georgescu? Ha? Ce scublugea pe tine? Ia vezi, ia-o pe Vasilescu, ce frumos e îmbrăcat. Bullying. Bullying, bullying. A fost bullying, a fost bullying. Da? Deci? Da, mă, deci uite, asta nu-mi plac mie, că știți cum e? Eu zic așa, când facem emisiuni de-astea în care lătrăm și noi aici ca să umplem spațiul de emisie, ca să nu zicem că facem nu știu ce emisiuni, să ziceți, băi, deci ăsta face pe interesantul, că zice cine știe ce lucruri wow acolo în emisiune. Noi ăștia care facem așa și avem libertatea să spunem lucruri, păi să le spunem și pe astea. Că de-aia suntem la televizor să vadă omul ceva, să regăsească omul în producția aia. Nu să, de ce bine ați venit, mai faceți și de-asta că aia ești, cum e? Na, toată lumea mai mănâncă, mai o reclamă, mai o, da, e, ce să faci, da? Bun. Și hai, mă, să mai zicem și de-astea, mă, că facem de-astea niște proiectele din astea, tălâmbe, mă, păi ca să mai luăm niște bani de la europeni. Și să ne mândrim, vai, aplauze, aplauze, eu fac așa că n-aș putea să le fac fizic, ca să zic așa. Vai, dar ce proiect frumos a făcut nu știu cine și cu bullying-ul și care nu știu ce și se duce copilul acasă și râde oia pe stradă de ei. Găsiți, mă, niște centre să-i educăm pe ăștia care au căzut din cărare și care fac ei bullying. Să le arătăm noi ce înseamnă bullying-ul, să le arătăm cum e. Băi, ați văzut, mă, cum e la poliție? Deci fii atent, ca oamenii ăștia de la antidrog, am mai dat și noi pace pe la prea frumoasă emisiune, au niște ochelari de aviar, ăia de vezi vâr, nu vier, viar, pe care îi pui la ochi și ei ce fac? Îți arată cam cum vezi tu dacă o iei pe partea elaltă cu interzisele, să nu vă prind că, v-am zis, nu în afară legii, nu susținem, suntem ferți pe lege aici și la emisiune. Așa. Și ei, ia de dănuțe un cadru mai mare, și ei ce fac? Te pun așa. Da. Te pun așa, fii atent, stai să vă arăt așa. Deci, îți pun o dungă, o linie, o ceva așa.
și îți pun ochelarii VR în care îți redă ce vede ăla care a consumat substanțe. Păi și tu după aia te iei pe linie. Da? Că practic tu trebuie să mergi drept, că tu și dacă te uiți undeva și dacă nu te uiți, tot poți să-ți ții cât de cât o linie dreaptă. Corect? Corect. Cât de cât? Bă, nu zice nimeni Simona amânar la bârnă. Și tu când te vezi cu ăla așa și tu încerci să pui picior peste picior, că îți recrează, da? Realitatea augmentată, bă, te duci, deci o iei pe stânga, pe dreapta, că nu vezi, înțelegi că așa e să vezi. E, ce ai făcut aici? Ți-ai dat tu seama în mintea ta, care ești bine, care ești pe delay la treaba ta, ți-ai dat tu seama, bă, băi, să nu mă mai uc eu la mașină, că dacă eu când sunt plecat cu bidineaua și fac așa, sau alcool, sau așa exclus, deci nici aici nu susținem, bă, deci nu mai pot să mai merg pe linie, deci practic dacă sunt la mașină, la volan, conduc un autoturism și fac prostii de-alea, fie de-alea, fie de-alea, deci nu le mai zicem că nu facem, bă, nu e bine. Că o iau dandaratele și poate o iau pe, cad în cărare, ies după stradă și fac ferească Dumnezeu ceva. Că știi cum e? Știți pietonea de care zicem noi mereu, bă, ferească Dumnezeu să nu nimerească unul de-al nostru sau noi înșine, ferească Dumnezeu, unul de la care face așa. Și noi ce zicem? Bă, nu mai facem așa. Deci nu. Am băut o vinuț, te-am cinstit, am luat acolo, frumos, pentru sănătate, în cantități. Bă, te-am cu mințele acasă. Sau dacă suntem șmecheri, o ardem pe ride sharing. Pe taxi, pe dust, pe aia, dacă vrem. Dacă nu stăm cu minte. E, asta se numește că le arăți oamenilor, vă spuneam de activitate, le arăți ce se întâmplă dacă. E, bă, când o ardeți voi cu programe de-astea cu bullying, da? Și faceți voi niște fișe și niște seturi din alea elaborate de către psihologi și psihiatrii care, și psihoterapeuți care au analizat de nu știu că comportament. Nu. Bă, vrei să faci parte din proiect? Da. E, e testăm o săptămână și altcineva, actori sau de ăștia, de studiază ei și fac ei, elaborează ei de-astea, ne induc starea de bullying. Bă, e o idee, atenție, această emisiune, una de timp pamflet, trebuie tratată ca atare, da? Și știu, ne imaginăm aici că de-aia suntem și noi mai multe minți. Vedem. Ne dați opinii, ne scrieți pe toate rețelele. Păi și pui pe oamenii ca un bootcamp în care te porți cu ei așa. Bă, vă zic eu că după aia nu mai faci bullying. Cum zic unii, mi-am luat bullying, deci mi-mi spar exprimarea asta de mine să plâng, să mă dau cu capul de toți pereți. Nu, am fost supus unor comportamente de tip bullying. Sau și-au bătut joc de mine. Sau au râs de mine. De oricine intră în situația asta. Ia dacă știi că ai niște, cum să zic, anumite medii unde sunt persoane care ar putea să facă chestia asta, du-te și zile, băi, ia vezi cu ăsta că iese rău. Hai să vezi cum e. Și să lasă și nu mai face. Ia uite ce bine am rezolvat. Că decât să scoateți voi 300 de pliante, pe care oricum nu le bagă în seamă nimeni, și să le vorbiți voi elevilor, pă luați într-un bootcamp, pe orașe, pe sate, pe fel de fel, filmați, trimiteți dintr-o clasă, poate nu putem să trimitem toată clasa, câțiva reprezentanți care vin la școală, le arată ce s-a întâmplat acolo. Ei le spun cu viva voce, bă, uite ce am trăit când venea să plâng, chiar dacă știam că e un scenariu. Bă, și-o gândește altfel. Bă, oare mai fac asta? Nu. Că pliantul îl iei, îl arunci și gata. Și te-ai hăhăit că ești tu șmecher la prima situație? Da. Și ai rezolvat ceva cu bullying-ul? Nu. Și am rezolvat ceva? Nu. Evident. Și atunci hai să facem lucruri care să conteze. Că dacă luăm bani de la Uniune, pe la, bă, facem fonduri din astea. Că uite, și cu asta, cu educația. Că am discutat o jumătate de ceas despre de-astea. Uite. Bă. Deci, pe bune.
Repede, Cristian Nelandone, directorul școlii Elena Văcărescu, a menționat că tabletele rămân în custodia elevilor și că școala a achiziționat recent 70 tablete suplimentare pentru a răspunde nevoilor educaționale. Acesta subliniază o problemă sistematică în utilizarea echipamentelor digitale în educația românească, unde investițiile nu se transformă întotdeauna în rezultate vizibile în clasă. Clar. Hai să facem să fie, dacă tot facem. Nu doar așa de dracu de a bifa, ca să dăm bine în sus. Vă doresc pa!